Am ajuns să ne uităm la colecția de Adidas și Alumițu, bă. Iu, cum se vede Georgescu aici în frame-ul ăsta și eu. Astăzi o să reacționăm la colecția de Adidas și Alumițu, deoarece am văzut că a postat un clip pe contul lui secundar și titlul este Așa arată Adidas și mei de 5.000 de euro. Hai să vedem ce are Mițu în colecția lui de 5.000 de euro de Adidas. Astăzi vă prezenta colecția mea de Adidas, care eu zic că valorează peste 5.000 de euro, pași. Hai, mă, pot să valoreze peste 5.000 de euro, nu? Pariu pe o masă în oraș? Da, hai. Hai să vedem cine câștigă dintre ei doi, pentru că n-am văzut clipul, mi-a trimis Octa, editorul meu mi-a trimis. Băi, vezi că ai de făcut content, am zis, da, ok, deci avem de făcut content. Hai să vedem ce are Mițu. Ce zice chat? Are Rick Owens, Mițu. Huarache, huaraș, deci o pereche triple white. Huarache. Cred că-s de sală, sincer, perechile astea. De sală, bro. De sală. Hidose. 5-6 ani și arată așa. Ziceți chat, el? 5-6 ani și perechea asta arată așa, mie nu vine să cred, wow. Subțire, da, o tapă destul subțire. Am dat traseul, pentru că simțeam foarte bine. Ok. Eu am dat traseul în pereche de Jordan 1, în prima mea pereche de Jordan 1, în bretouri, care acum, sincer, nu mai e portabilă absolut deloc, pentru că e praf făcută. Traseul, eu în ce dracu am dat traseu, dar pula mea știe cu ăsta acum aproape 6 ani, pula, am dat eu traseu. Ai de viața mea, dracu, mai știi ce am dat. Ok, deci pe ăștia 500 de lei, 100 de euro, starea aia, nu știu, vreo 50 de euro. Hai să vedem. Bine, bă, lasă-mă starea aia, mă, frate, mă. Nu contează starea în care s-a acum Adidas, și contează când i-o luat, că i-o luat de noi. Max 720 green, așa, Caterin Cam. Nu. Too much, sincer. Bă, salut, acum fiecare cu filmul lui, dar pentru mine perechile astea de 720-200... Nu. Too much, sincer. Bă, acum fiecare cu filmul lui, dar pentru mine perechile astea de 720-270 Vapor Max. Bineînțeles, fiecare poartă ce vrea și ce îi place. Asta e ideea la toată chestia asta. Dar hidoși, bro, ești nebun. What the fuck? Un pic cocălăriși, să zic sincer. Îți mega cocălărești. Nu-i poartă acum, dar sunt cei mai tari. Se simte mișto și perința asta de la 720. Eu pe ăștia țin minte că am dat undeva la 750 de... 750 vă place ce sau nu vă place? Nu merită banii aia niciodată, sincer. Ori sunt niște Nike-uri Air Force One, nu? Hai, custom? De ce custom? Sunt personalizați, băieți, uitați-vă. Deci sunt, cred că de-aia a făcut acolo la Nike by You și și-a făcut el. Ei, bă, arată destul de bine, frate, what the fuck? Arată bine perechea asta, dar full black, bro. Prea mult negru într-o pereche de Adidas, mie unul nu-mi place, nu știu de ce, perechile astea full de negru nu-mi plac. What? Ia uite și eu ăla de 1 milion de abonați, Mițule. Bine, dă subscribe și la asta, poate face și la al doilea canal, 1 milion. Și am auzit că face ceva la 2 milioane de abonați, dacă îi face până la final, anului, ceva petrecere, dar nu mai știu exact, ceva cu mici, grătar sau nu mai știu. Adică i-aș mai purta pe de-astea. Bă, ăștia știu că am dat undeva la 850 de lei. 850 de lei pe Nike by You? Destul de mult, sincer, mi se pare un pic, mult. Următoarea pereche este cea mai recentă. Ok, oțiurile. Da, ok, oțiurile astea, sincer, da, ok, e altă. Bro, n-am văzut o pereche de papuci de sneakers care să-i facă off-white, care să fie buni, bro, și să fie cool. O pereche n-am văzut. Designer, am văzut eu în ultima perioadă că s-a mai dus pe la Capodopera și a luat o grămadă de perechi din astea de designer. Destul de bun. Da, asta e o pereche frumoasă de oțiuri, sincer, îmi place. Doar că, cum se numește? Și scoate ăsta să văd pe Mițu Opium. Dacă și Mițu ajunge Opium. Nu știu, mă, mie nu-mi plac. Sfârșitul lumii, bro. Sincer, mi se pare că tagurile alea sunt în plus în totalitate. Și pe lângă mea, mărimea 42, eu port în 43, da? One size down la tot ce e de designer, one size down. Ok, mi-e cringe acum, mă jur pe viața mea că e mega cringe. Ei bine, este singura pereche de la TikTok. Ziceți un lucru, un lucru ce-o atins TikTok-ul și n-o stricat, un lucru. Un lucru care nu-mi place, dar așa cum se vede triple white-ul ăsta, bă, îmi place foarte, foarte mult. Există și perechea triple black identică, dar aia triple black nu, nicio formă. Eu-s gatekeeper, frate, dau gatekeep la absolut orice. Asta e fix o pereche, dacă nu vrei să ai o pereche de Air Force One și vrei să ai ceva designer înlocuitor pentru Air Force One, perechea asta de Odisee este perfectă. Salut tu. 3000 de lei, ok. Este Mițu Opium. Deja, Mițule, păi... S-ar putea să fie Destroy Lonely. Salut, Tony, te pup, bro, ești frumos de membru. Mamă, bă, perechea vlogărilor, bă, toți vlogării români. Bă, niște jeguri ordinare, mă, frate, mă, ce pula mea cumpără lumea, mă, căcaturile astea, mă, frate, ești nebun? Lapte de pasăre, ass shoes. Am avut o pereche din asta de chain reaction. Nici nu mai știu exact când. Bine, fiecare face ce vrea, bineînțeles. În 2018-2019. Și cumpără ce vrea, ce vor ei. Știi care e problema? Știi care e problema la...
la... La fashion mai ales, așa, fashionul la influenceri. Problema e, mă frate, că toți sunt influențați de ce-i hype în momentul respectiv și ce văd pe TikTok. Gen, lor nu le place chestia aia. Le place feeling-ul pe care chestia respectivă le aduce, știi ce zic? Le place că văd jegurile alea de Versace la ăștia, la de ăștia mai mari și văd, a, scumpe. Aia înseamnă că dacă o să mă duc pe stradă, lumea o să creadă că, mamă, YouTuber, fac bani. Și purta toată lumea ăștia, ăia verzi de a avea gami. Și n-are nimic, n-am nimic împotrivă cu oameni care își cumpără lucruri scumpe, știi, haine scumpe sau ceva de genul. Două ciugană dubro. Dar nu-ți cumpăra numai de aia pentru că au și restul chestia respectivă. Cumpără-ți pentru că îți place și nu te minți că îți place, că nimeni nu-i plac jegurile alea ordinare. Let's be fucking real. Și el avea vreo 3-4 perechi din astea. Trei ani asta zic. Deci fix acolo filmul, 2020, când mi-a nebunit. Dacă jegoșii ăștia erau Fila și nu erau Versace, îți garantez eu, bă, că nimeni nu i-ar fi cumpărat. Nimeni. Dacă jegurile astea erau Fila și nu Versace. Lumea în perechile astea de Versace ce în reaction și nu înțeleg de ce. Uitați-vă aici cum s-a rupt. Cred cum e Luther, e foarte da, bun Luther. Da, asta e o problemă foarte mare maxim pe partea de Versace ce în reaction. Chestia aia se rupe. Easy foarte, to watch foarte și bun. Repede. Interesant. Salut, bro. Da, chiar te ridică în înălțime perechile astea de dea și eu dacă mă pun pe ele sunt, zici că sunt în ceruri. Și Dorian, cred că e la fel, Dorian, care cred că e și un pic mai înalt ca mine, din ce știu eu. Și până să continuăm cu clipul, nu uitați să apăsați repede pe butonul ăla roșu de subscribe, pentru că vreau să ajung până de ziua mea la finalul acestui an la suma de 200.000 de abonați. Asta este goalul din acest an. Apăsați repede pe butonul ăla roșu de subscribe, pentru că peste 60% dintre voi încă nu sunteți abonați, așa că mergeți repede și apăsați acolo, durează o secundă, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult dacă faceți chestia asta și pe voi nu vă costă nimic, așa că hai să ne întoarcem iar la clip. Fa per de Jordan OG, sincer nu prea plac Jordan, papuși de copii, frate. Când am avut odată, mi-am cumpărat de pe cum dracu se numea, mă, site-ul ăla, mă, de pe care era din US și trebuia să, eram mic și toți din echipă de basket, toți din echipa de basket îi dădeam bani la antrenorul nostru care dădea bani la altcineva, la mascota de la echipa mare, care el comanda toți papucii. Cum dracu se numea, nu Foot Locker, mă, East Bay se numea, East Bay, așa. Era ceva site american cu basket, o grămadă de basket. Și mi-a luat odată, frate, de acolo cu $140 sau ceva de genul. Jordan 4 sau Jordan 4, stai așa un pic. Jordan 4 Cement Black. Jordan 4 erau sau Jordan 3. Jordan 3 ăștia. Mi-am cumpărat ăștia, frate, și am jucat basket cu ăștia, gen, pentru basket de anul. Bă, a fost super insane. A fost bună perechea. S-o strica foarte repede că jucam afară, că atunci campionatele naționale erau afară, se țineau. Ăștia. Eram mic, frate, ești nebun? Încă mai am perechea, e la bunica mea acasă. Mărime de aia, nebună, 38, 39, dracu. Da, eram mic, frate, atunci, când dracu, prin 2008, nu, 2009, 2010, ceva de genul. What? Pentru basket mi-a plăcut Jordan, dar acum nu mai îmi plac nicio culoare. Mamă, dar asta era Mitsu, de la nebun care scria numele pe toate perechile. Interior, deci ce nebun ești, mă. Adică e un mit, Mitsu. E un mit devenit realitate. Ce filme. Ce filme, dar tu maci galbenul ăla. Bă, da, el n-a făcut în notă, ai făcut și basket, mă, Mițule? Ia scrie în comentarii. Salut, Artuf Pencil. Ce, mă, Mițu a făcut basket? No, Mițule, 5.000 de euro pun pe masă, jucăm unul pe unul la basket. Dar nu știu, Ariane îi plac cei mai ciudați Adidas din colecția lui Mițu, efectiv, cei mai ciudați Adidas și Ariane îi plac. Următorii niște... Nu, Mițu, nu! Sper că nu i-ai mai purtat de mult timp, sunt tu, mace. Mai țineți minte perioada aia prin 2016? Pe atunci, 2015-2016, când toată lumea, frate, de la noi din țară purta tricouri Levi cu papuci roșii, bă, dar cât de roșu se poate? Mai țineți minte? Ai de pula mea ce rău a fost, Doamne ferește! Custom și tot la fel și-a scris numele pe el?
Da, uite, el și-a făcut foarte multe perechi pe Nike Bayou, deci înseamnă că Mitsu știa de toată nebunia asta. Nu știu câți dintre voi știți, dar pe site-ul celor de la Nike există o secțiune în care poți să-ți faci tu perechea de dash absolut cum vrei tu. Bine, îți dau ei niște pattern-uri, niște culori, niște materiale, adică nu poți să pui absolut orice material vrei tu, dar le ai acolo și poți să faci cum vrei tu cu materialele alea lor. Poți să faci în 30 de culori sau, bine, exagerez cu 30 de culori, dar fiecare panel din pereche să fie altă culoare. Salut, bine ați venit pe live. Păi da, ăla-i filmul. Da, ce nebun. Fii ce urățesc, Dumnezeule mare. Nu sunt ok aici deloc, Mițule, îmi pare rău. Nu purta așa ceva. Iar Versace Chain Reaction Triple Black-urile. Bă, cum v-am zis și cu perechile astea, bă, albi, negri, ăia verzi de-ai avut Gami. Bă, i-a purtat toată lumea într-una. Nu știu ce naiba s-a întâmplat cu perechile astea. De ce le-au plăcut așa de mult? Mie unul, bă, nu mi se par așa. De-aia le-au plăcut așa mult că erau Versace și vedeau la toți ăștia influencerii marca îi poartă și și-au cumpărat și ei. Că-ți garantez, eu bag mâna în foc, mă, frate, mă, că dacă jegurile alea ordinare erau altă firmă în afară de Versace, ceva firmă de-asta, Vans, Fila, whatever, căcaturi din astea, dacă papucii aia erau Fila, nimeni nu-i purta, nimeni! Bag mâna în foc cu aia. Tar perechile astea de Versace Chain Reaction. Într-adevăr, sunt comode, adică față de o grămadă de alte perechi sunt comode. Eu am avut de ales între perechea asta și o pereche de Dolce, destul de ciudată, dacă stau să mă gândesc acum, pentru banchetul din clasa 12. Hello, am ales perechea aia de Dolce, nu știu de ce n-am mers pe perechea de Chain Reaction, dar de atunci, nu știu, am așa o antipatie pentru ea. Iar de data asta avem niște măcuini care au fost... Okay. Și măcuinurile astea, mă, frate, mă, toată lumea văd că poartă lumea măcuin, mă, frate, mă, bă. Fiecare poartă ce vrea, bine și înțeles, dar hidoși, mă, frate, și lumea poartă numai de aia pentru că-s măcuin, nu de altceva. Și eu n-am nimic împotrivă, fiecare poartă ce vrea, v-am zis, numai că mă disperă când lumea își cumpără chestii scumpe numai de aia pentru că scumpe, nu pentru că le place, știi ce zic? Gen, ai atâtea opțiuni și tu scumperi căcații ăștia cu care au fost Mircea cel Bătrân în război, ești nebun? Asta de McQueen. Bă, faza e în felul următor. Mie nu-mi plac McQueen-urile alea. Că văd la Trapper, la cine pune aia văd chestia asta, mă jur. Nu înțeleg de ce ai vrea să porți o pereche pe care o are toată lumea. Într-adevăr, am și o pereche de genul pe care le port, dar bă, să ții doar perechea asta, o grămadă de oameni care au doar pereche de McQueen și nu că le plac lor, garantat. Doar pentru că le exact. Poartă lumea. Uite, perechea exact. Asta... Exact. Știe Georgescu. Știe Georgescu. Opa. Haiurile sunt alea pe care le doar pentru că le poartă lumea. Uite, perechile astea de hai, perechile astea de fapt astea sunt midurile, haiurile sunt alea pe care le are Inisebi în colecția lui. Bă, și alea știți cum sunt? Nota 20, vă jur, alea din colecția lui Inisebi. 2500 de lei, bine, Mițule. Hai mă, că mai e 1000 de euro și mai avem 4000 de clip. 20 pe ăștia la fel, i-am băgat în ultimul timp. No, ăștia... Din punctul meu de vedere, oprește-te, ăștia Triple Black chiar nu sunt perechi de purtat pentru tine. Din punctul meu de vedere, este efectiv perechi de cămătar, vă jur. Deci ăștia așa Triple Black, Doamne. Deci și vezi băieția aia care se plimbă, n-am nimic că e, Doamne ferește, dar îi vezi cum se plimbă în vagabond, cu ăștia în picioare, cu glezna la vedere și au borsetă din aia, știi ce zic? Deci toți au borsetă din aia. Ok, ce papuși de bun. Ok. Am fost la Dorian, da, și mi-a plăcut foarte mult că erau colorați așa. Bă, da, papucii de la Adidas oricum sunt peste papucii de la Nike din punctul meu de vedere, adică papucii de la Adidas sunt mega comozi. Easy Slide-urile și Adi, cum naiba se numesc Adi Slide-ul ăia, mama, am un lap, să scrieți-mi în secțiunea de comentarii care știți Adi Slide-urile alea și alea sunt foarte, foarte comode, ia să vedem. N-ai cum Mițule să dai 100 de euro. Să înceapă cineva să poarte papuci fashion să fie trendul anului. Așa mă, Adileturi, wow, Doamne ajută. Adilet Pride, ok? Pereche care este luată de parcă. Cam cât ai pe papuci red, depinde dacă îmi plac. Palm. Uite, e Palm Angels. Dacă aveam de designer, am început să-i mai sugerez în ultima perioadă. Bă, papucii ăștia de designer, nu înțeleg. Naiba, am picioare perechi din astea de Easy Slide, care naiba, am dat pe ele 300 de lei. Dar papuci de ăștia la 12-13 milioane mi se par enorme. Și imaginați-vă că am luat perechile astea pentru vara ieșit afară, nu le-am luat să le port în casă. Dar, ghiciți ce, au stat în soare? Păi micșora, da, asta e o pereche măsura 46, da? Deci pot să o port în casă, dar eu afară nu pot să ies cu așa ceva, sub nicio formă, uitați-vă puțin. Deci perechea asta este extrem de mică. N-am cum să ies cu așa ceva afară din casă, dar e lejer în casă, o mai poartă lumea, o mai astea. 4440 de euro, Mițule. Asta e tot, doar atât. Ce a câștigat Ariana? Da, fraților, bă, dacă lui îi plac colecția asta lui Mițu, vreau să-mi scrieți și voi în secțiunea de comentarii care a fost perechea voastră preferată. One sec chat. Mamă, chat, mi-am luat niște puturoși de ăștia de hodoș de la Penny. Șa! Mâncăm bine seara asta. Din această colecție de Adidas
Sincer, sunt mega în dubiu. Aș fi mers ori pe perechea aia de Versace, ori pe perechea aia de McQueen-uri, ceea ce e șocant pentru mine, pentru că eu cu McQueen-ul și cu Versace nu mă înțeleg foarte, foarte bine. Nu prea avem aceleași gusturi în materie de Adidas. Dar da, scrieți voi în secțiunea de comentarii care e perechea voastră favorită, dacă vi se pare prețul ok. Sau care profi, aminte, profi sau penny. De unde? Profi, de euro, penny, de unde-s hodogi? De like, share, subscribe, toate. Mă, da. Interesantă, interesantă colecție de Adidas ce are Mitsu. Da, not my ca poftii, dar să zicem. Hardest shoes ever, nu știu, bro, nu există hardest shoes ever, că ți se schimbă percepția despre fashion în fiecare zi, știi ce zic, nu poți să zici că ceva îți place acum, de fapt nu o să-ți placă peste o săptămână, două, poate, peste un an, doi, știi ce zic. Da, uite ce papuși maker îmi plac mie și aș vrea să pun mâna pe ei, îs ăștia, mă, frate, mă, ăștia, sunt insane papuci ăștia. Plac maxim în ultimul timp. Ăștia, Salomon cu Boris Bidgen. Ăștia. Poate ăștia, uite. Hard as fuck, man. Hard as fuck. Așa mai mult hiking boots, știi ce zic? Da-s hard as fuck, bro. Știi ce zic? Hard as fuck, man. Și mai ales și jungle boots. Are și ăia, și maker-ul. Ăștia. Damn. Bro, it's insane. It's insane. Și un pic mai, un pic așa mai futuristic. It's insane, bro. Perfect pentru vară, exact. Care e faza cu Versace, sunt comos sau ce, că aspect sunt mai bine, bro, v-am zis, oamenii își cumpără chestii numai pentru că își cumpără și alți chestii, nu pentru că le plac, you know?